Bună dimineața, marinarilor, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Marinarilor, vreme frumoasă astăzi, nu bate vântul, avem și o temperatură cu plus, așa că nu vom îngheța de frig. Ieșim în larg să prindem câțiva hanuși, câțiva guvizi, să vedem dacă avem noroc, dacă o să nivelim o zonă cu piatră și vedem după aia dacă reușim să mai prindem ceva sau poate chiar o să intrăm și în apă dacă o să fie cald afară. Echipajul de astăzi este format din John. Salutare, marinarilor! Și din Vali. Haideți cu noi pe mare să vedem ce ne rezervă Marea Neagră astăzi. Sunt curios cum se prezintă marea, pentru că de sus nu prea părea frumoasă, nu părea dreaptă. Era bătut vestul. Am ieșit pe seară pe mare, condiții perfecte, ideale. Aseară n-a bătut vântul absolut deloc, noaptea n-a bătut vântul deloc. Acum nu bate vântul. De unde... ce anume? Luna? Da, încă avem luna pe cer. De ce este marea cifulită? Adică să vedem dacă este. Oricum nu părea dreaptă, părea destul de... de agitată. Vedem dacă avem șanse să stăm în ancoră pentru că aruncăm ancora de piatră. Poate avem noroc. Dacă nu, facem cale întoarsă și revenim altă dată cu forțe noi. Cam ciufulită marea. Deocamdată nu sunt condiții de dat la guvide, dar vedem ce se întâmplă mai în larg. Aici suntem la intrare în port. Apa este mai mică și se formează valuri mai mari. Ia-l pe ăsta. Ușor, ușor, ușor. Dacă tot avem vânt, am desfăcut focul. Aici nu mai sunt valuri atât de mari. Dar nu știu dacă o să putem să stăm la ancoră. Încercăm, vedem. N-ai nicio șansă. Fii mai optimist. Adică dacă era pe la... dacă se mai și întețește, adică nu e să scadă. Dar nu mi-arată absolut deloc vânt seara în live să fie. De unde se vadă astea? De unde e vântul ăsta? Că e și vânt? Nu știu, dar nu era. Meteo ăsta mai și minte câteodată. Vedem. Aruncăm ancora dacă nu putem să stăm. Asta e, facem pare în clasă. Mai avem 2-3 minute. Strângem vela și aruncăm ancora. Am reușit să aruncăm ancora. Nu sunt condiții deloc bune. Am să încerc eu de câteva ori. Dacă prind eu câțiva hanuși, o să dea și Ionuț. Deocamdată vrem să vedem dacă ne ținem pe poziție. Avem o usturoi, da. Deci pește să prindem, că usturoi avem. Da. Deci tu e sigur că prind, nu? Hai să vedem ce avem aici. Pun o scuică sus ca să luăm un hanus din prima. A prima aruncare luăm un hanus. Și sus, jos avem piept de pui, sus punem scuică. Acum punem o scuică foarte mare. Hai să vedem. Prima aruncare. Să vedem dacă prindem ceva. Hai, stăm și așa, dăm așa bătrânește. Hai să vedem dacă putem dăm la pește așa. Gata, e jos. Hai să vedem. Domnul Hanus. Contează dacă suntem pe zona de piatră.
Nu-mi dau seama, am un sonar mai vechi și nu-mi dau seama. Nu prea e ok. Iarna pe mare, că ești pe mare că o să distrezi, așa o să. Uite mă că e frumos și iarna, ce are? Dar nu e nimeni acasă, asta e problema. Nu ți vorbește nimic. Aha, acum? Mi-a tras sau? Nu-mi dau seama la cum mă mișc. Da, e un pește acum. Avem îngurire. Hai curaj. Hai curaj, hai. L-am luat pe primul. Nu plecăm noi cu mâna goală. Fiile condițiile vitrege, dar și noi suntem pescari. Pescari de pești mici, ca asta alege. Primul hanus frumos! Oh, dar ce hanus frumos am luat! Las coică, bineînțeles! Trage rar în cel, zici că e înghețat așa, trage foarte... Fac față la schimbat baterii. Este a patra baterie pe care o schimb la GoPro și am prins cred doar 3 pești. Pur și simplu este frig și se termină bateria instant. Le-am pus la încărcat, dar după 2-3 minute se închide camera. Cred că nu era problema de baterie. GoPro îmi cerea să-i fac un update la oră, că bateria de urgență s-a terminat. Ce ai făcut, Joe? Asta nu pot să-l las, faci problemă. Ați înghite ranul după tot. Ranul sunt încărcat. Da. Un rechin. Am luat-o la mai mare. Ce am luat-o, stai mai frumos.
Gata, gata. Mai frumos. Ah,
același șansă. Vezi că aceeași culoare. Aceeași culoare, același șansă. Misiunea îndeplinită, am reușit să scot ancora. Ne punem în mișcare. S-a schimbat vântul. Dar cred că putem să-i dăm pe vela. Îl avem iar din aproape din prova, dar să vedem. Poate reușim să scutim drumul ăsta. Gata, prins viteză. Avem vânt, așa că măcar până aproape de mal vom merge pe vela. Nu putem să luăm exact direcția portului, dar măcar scutim o bună bucată de drum. Am intrat în port, aici nu mai bate vântul, este soare. Parcă ar fi primăvara. Mult mai urât în mare. Vântul e mai rece, apa este rece, vântul devine din ce în ce mai rece. Dar asta e, am ajuns în port, prăjim câțiva pești pe care o să ne odihnim, ne relaxăm.
Am scos 6 hanoși, de fapt sunt 5 hanoși. Și avem și un guvide frumos. Îi curățăm și îi punem pe tablă. Știi că au carne în obraj ca lume? Au aici obraje ăștia. Uite, asta e bucata acolo. Am curățat peștii. Am pus sare pe ei, îl lăsăm 30 de minute. Așa arată platoul nostru. Avem 5 hanuși, un guvide, un mâșdei și o pâinică. Haideți, suntem morți de foame. Icre prăjite. De carne asta din brațul. Uite câtă bucată de carne are în brațul. E genial asta. Falcos. Da, ce falcos e. Îmi bagi de salată. Eu n-am știut. Dar înainte nu mâncam când eram de bucată asta. Cred că n-am mâncat mai cu pățin. Doamne, că am și eu capul ăsta. Știi aia ceva. Da. În stare... Ai fălci, adică... Mai sunt pești, grupuri, luat acolo, acolo, în afară. O fălci. E bun. Nu mă omor eu cu bine. Nu e pești pe frat. Face carne, e ok. E mai migros, așa, trebuie să fii micuț, să mănânci mai atent. Eu vă spun stafidele, frate, l-am luat cu totul, l-am înghețit și nu mai mă interesează. Sfințe. Da. Uite, vedele de carne mai moale. Mai în alor așa încheiem aventura, foarte gustoși hanușii. Dăm o apă pe barcă și plecăm către casă. Vreau să le mulțumesc capitanilor care ajută și susțin canalul. Vreau să le mulțumesc marinailor care ajută și susțin canalul. Vreau să le mulțumesc celor care au apăsat butonul de like și celor care s-au uitat până la sfârșit. Așa încheiem aventura, sper că v-a plăcut. V-am salutat, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare.